deosebite, avem cu toți ocazia să ne amintim de jertfa Domnului Iisus Hristos. Însă prezența Domnului Iisus Hristos la cină nu este deosebită decât în celelalte ocazii ale vieții noastre. Domnul Iisus a promis că va fi cu noi și este cu noi prin Duhul Sfânt, slăvit să fie numele Lui. Apostolul Pavel, în 1 Corinteni, capitolul 11, ne învață cum să ne raportăm ori de câte ori venim la cina Domnului. Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine. Și după ce am mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis: acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovată de trupul și de sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși, și așa să mănânce din până aceasta și să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea o sânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Amin. Aș vrea ca să ne rugăm lui Dumnezeu și să cerem binecuvântarea Lui și să-i mulțumim pentru jertfa Lui. Vom pleca capetele și ne ruga Domnului. Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim pentru Fiul Tău prea iubit, Domnul Iisus Hristos, care L-ai trimis în lumea noastră ca să-și dea viața pentru noi. Îți mulțumim că El s-a făcut păcat pentru noi, s-a făcut sărac pentru noi, ca prin sărăcia Lui noi să ne îmbogățim. Slavă Ție pentru iertarea care am primit-o în dar de la Tine, pentru statutul de a fi copii ai Tăi, pentru familia Ta cea minunată și mare, pentru chemare care ne-ai făcut-o ca să fim oameni sfinți, copii ai Tăi. Slavă Ție, Doamne! Îți mulțumim pentru tot ceea ce ești și ceea ce faci Tu în viața noastră. În numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt îți mulțumim. Amin! Și după ce am mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o. Vă rugăm să vă așezați.